Bună seara, stimați telespectatori! Vă invităm la început să-i cunoașteți într-o prezentare foarte sumară pe cei doi concurenți din această emisiune. Ei sunt Gina Pătrașcu și George Sava. Amândoi participă la probele etapei a doua. După acest prim moment, cel de-al doilea. Tragerea la sorți pentru a ști ordinea în care vor cânta. Poftiți! Numărul 1, dumneavoastră, Gina Pătrașcu și, firesc, numărul 2 a fost tras de George Sava. Îl voi ruga pe regizorul emisiunii, Sorin Grigorescu, să comute în studioul unde se află juriul, iar pe maestrul Octavie Nigărescu, președintele acestuia, să ne facă cunoștință cu membrii jurului. Stimați telespectatori, juriul din această seară este format din compozitorul Henri Mălineanu, compozitorul Vasile Vasilache, tovarășa Ileana Lucaciu Colomieț, redactor la revista Săptămâna, compozitorul Ion Cristinoiu, compozitorul Edmond Deda, tovarășul Titus Munteanu, redactor muzical principal al radioteleviziunii, tovarășul Vasile Antohie, de la Comitetul Județean Brăila al Uniunii Tineretului Comunist și compozitoarea Camelia Dăscălescu. Ați aflat care este și componența jurului. Să spunem acum câteva cuvinte despre prima concurentă, Gina Pătrașcu. Ați mai putut afla câte ceva cu ocazia participării la prima etapă în toamna anului trecut, în octombrie 1975. Să vă reamintim că este născută în Valea Jiului, dar că în momentul de față muncește și trăiește în orașul Timișoara. În timpul trecut de la prima etapă până astăzi, Gina Pătrașcu ne-a mărturisit că a făcut un nou pas în viață. Este vorba de scara anilor și a trecut de la vârsta de 21 la vârsta de 22 de ani. Să-i dorim mulți ani buni, fericiți, tineri și plini de muzică toată viața. De lucrat, unde lucrați? Lucrez la întreprinderea de prelucrare a lemnului Timișoara. La ce secție sau la ce sector? Sunt elexistă la această întreprindere. Cum v-ați pregătit pentru această muncă? Ați format o școală post-liceală sau în ce chip? Nu. Eu am fost absolventă de liceu când m-am angajat ca muncitoare la această întreprindere. Pe parcurs am urmat un curs de specializare pentru a putea lucra la Telex. Pe o indiscreție. Știm în general la toți ce este un Telex, dar am fi curios să știm mai exact. În ce constă munca dumneavoastră? Cu ajutorul acestui aparat, eu transmit mesaje altor întreprinderi sau centrale și ministerului de care aparținem. Și în același timp pot să și primesc de la alți expeditori. Am aflat că prin Telex au sosit de la Timișoara pentru dumneavoastră niște telegrame de îmbărbătare. Dacă vremea ne va îngădui, le vom citi, dar mai bine întâi să vă auzim cântând. În timpul liber, muzică, desigur, da? Da. Participați la activitatea muzicală a Clubului Întreprinderii dumneavoastră? Da, eu activez la Clubul Întreprinderii mele, Clubul Tehnolem, și răspund cu plăcere solicitărilor și de la Clubul CFR din Timișoara. Bine. Gina Pătrașcu, dorindu-vă succes, dorință pe care eu vom, urare pe care vom adresa și colegului dumneavoastră, bineînțeles, vă invităm să treceți prima probă și să spuneți telespectatorilor care va fi cântecul pe care îl veți interpreta cu acompaniamentul orchestrei de muzică ușoară dirijată de Gelu Solomonescu. Melodia se intitulează Plaiuri de povești și aparține compozitorului Jolt Chereștei. Ți-am dăruit inima mea, gândul și visul curat, și nouă de noi îți voi cânta toată iubirea mea. Fluviul de viață, de speranțe plin, ne împlinește tot ce dorim. Plaiuri de povești pline de comori, tu cerul fără nori azi ne dăruiești. Plaiuri de povești tu ai pentru
te-am alungat, lacrima ta s-a uscat. Și-n infinit de primăveri, zile de vis ți-am dat. Nu e pe lume un loc mai iubit să adăpostească tot ce-am clădit. Plaiuri de povești pline de comori, tu cerul fără nori azi ne dăruie. O țară de eroi, ce frumoasă e! Cinci probe au de trecut candidații care se prezintă la etapa a doua a Stelei fără nume, patru piese cu acompaniment orchestral și una, două sau mai multe, dintre 20 obligatorii de pregătit cu acompaniament de pian. O voi ruga pe concurentă să ne spună cu care dintre aceste patru probe cu care mai are de confruntat în continuare dorește să își urmeze evoluția. Voi continua cu melodia la care voi suprapune terță, Dacă nu te întâlneam, de Andrei Proșteanu. Eu sărbătoare orice privirea ta, ce-mi încălzește inima. Mă-ntreb ce-ar fi o soare, o lume fără soare, un dor fără suspine și viața fără tine. Dacă nu te întâlneam pe tine, pe tine, astăzi nu mai iubeam și stelelor nu mai cântam. Dacă nu te întâlneam pe tine, pe tine, dar eu te-am gândit, sunt omul cel mai fericit. Spre o viață nouă altfel plecat și ne înțelegem minunat. Noi împărățim în două tot aurul din rouă, lumina ce-i nudă și orice ce secundă. Dacă nu te întâlneam pe tine, pe tine, astăzi nu mai iubeam și stelelor nu mai cântam. Dacă nu te întâlneam pe tine, pe tine, dar eu te-am întâlnit, sunt omul cel mai fericit. La, 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 la. Care doriți să fie proba următoare, tot o piesă cu orchestră sau una cu pian? Doresc la alegerea jurului. La alegerea jurului, albul pian pe care îl va însufleți pianistul Geri Podgoreanu vă așteaptă, iar la rândul vă așteptați selecția jurului. O rugăm pe Gina Pătrașcu să ne prezinte De-ai fi tu, de Horia Moculescu. Și la mal m-aș face râu la umbra ta. O stea pe cerul de obal, de-ai fi noapte m-aș schimba. Și acolo unde ești o viață aș da. În calea ta, în umbra ta, de fi-n zborul rânduna,
m-aș face cuib pe un ram de pom. Sau primul fulg de nedefin m-aș face din zăpadă om. Și acolo unde ești, o viață aș sta. Și-n ochii tăi ce noapte somnul dulce i-a închis, aș vrea să fiu clipa unui vis. De fi tu soarele pe cer, m-aș face când răsari în zori un câmp de flori. Cerem încuvințarea jurului de a merge mai departe sau ni se mai propune și o altă piesă? Da, am dorit să mai ascultăm o piesă de Radu Șerban, Izvor de frumusețe. Speranța că membrii jurului și-au împlinit impresiile în legătură cu evoluția noastră la această probă, vă invit să trecem la penultima dintre probele pe care le mai aveți de trecut, încă o melodie cu orchestră. Voi cânta melodia Prima poezie de Nicolae Chirculescu. Cu nepăsare de dragoste și poezii, spun că astea ar fi simple copilării și te privesc cu mirare. Prietene, îți cer iertare, dar n-ai dreptate să știi că nu e om să nu fi scris o poezie măcar odată, doar odată în viața lui. Când a iubit, a luat un petec de hârtie și-a șternut pe el tot focul dorului. Și nu e om să nu-și fi spus în gând odată, azi voi găsi o rimă nouă la mie dor. Și-apoi cu mâna tremurind, emoționată, a scris la fel cu atâția alții de ador. Stă poezia uitată, ascunsă într-un scrin, până într-o zi o găsești. E îngălbenită hârtia, e ruptă puțin,
dându o șată citești și surizând îți ștergi o lacrimă târzie. Împăturești la loc hârtia și îți spui că nu e om să-i scris o poezie. Măcar odată, doar odată în viața lui. Trec ani, trec zilele în goană, a spus-o poetul cândva, însă n-o poți uita și din mintea lungă pe prima ta cosânziană. Un vers ca o mică dojană ți-aduce aminte de ea. Că nu e om să-mi fi scris o poezie, măcar odată, doar odată în viața lui. Când a iubit, a luat un petec de hârtie și-a șternut pe el tot focul dorului. Și nu e om să nu-și fi spus în gând odată, azi voi găsi o rimă nouă la mie dor. Și-apoi cu mâna tremurând emoționată scris la fel cu atâția alții te ador. Stă poezia uitată, ascunsă într-un scrim, până într-o zi o găsești. E-n gălbenită hârtia, e ruptă puțin, dându-i ușa t-o citești și surizând îți ștergi o lacrimă târzie. Împăturește la loc hârtia și-ți spui că nu e om să-mi fi scris o poezie, măcar odată, doar odată în viața lui. Gina Bădrașcu, melodia aceasta pe noi ne întinerește cu 20 de ani, dacă nu și mai mult, iar pe dumneavoastră vă face mică, mică de tot. Chiar vă născuseți, credeți, când se cânta această melodie? Vă născuseți. V-ați dat seama, firește, stimați telespectatori, că emisiunea noastră își propune să relanseze melodii create mai în urmă, cu un deceniu sau două, evident în formule orchestrale înnoite, întinerite, primerite. Și acum să vă dăm cuvântul pentru ultima dată în această emisie, ultima melodie. Voi cânta o melodie pe care compozitorul Marius Țecu a compus-o pentru orașul Timișoara. Melodia se numește Cetatea Florilor. Trenul sosește în gară oftând, toți călătorii coboară pe rând. Eu cu o floare în mână aștept, inima mea bate acum mai tare-n piept. Dar iată că ochii pe care iubesc îmi ies în cale, senin-mi zâmbesc. S-au întors acasă cu același dor în cetatea florilor. Astăzi noi de o iubire ne-am dat întâlnire cu mire culori. Doar noi doi pornim la plimbare cu lumea de soare a primilor zori. Numai noi doi și vechea cetate cu flori minunate vine țeră. Suntem iar pe aceeași alee cu a vorbelor cheie și vesel cântăm. Și vremea trece cu aripi de vânt, totul e azi mai frumos ca oricând. Azi în orașul în care am crescut am glorit dragostea ca la început. Dar vezi pe malul apei, deodată am ajuns și o sărutare ne dă pe ascuns. Dragostea e totuși taina tuturor în cetatea florilor. Astăzi noi deși o iubire ne-am dat întâlnit de culori. Doar noi doi pornim la plimbare cu lumea de soare a primilor zori. Numai noi doi și vechea cetate cu flori înate vine țărăm. Suntem iar pe aceeași alee cu a vorbelor cheie și vesel cântăm. Na-n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 a
Am pregătit stiloul și hârtia să adunăm punctele pentru Gina Pătrașcu, tânăra care și-a omagiat orașul din care vine Timișoara, încheiindu-și evoluția în etapa a doua cu acest cântec dedicat orașului florilor. Așteptăm legătura cu jurul. Îl rog pe Henri Mălineanu să spună nota. 10. 10. 9. Vasile Vasilache. 9. Ileana Locaciu Colomieț. 10. Ion Cristinoiu. 9. Edmond Deda. 10. Titus Munteanu. 10. Vasile Antohe. 9. Și Camelia Dăscălescu. 9. 9. Totalul, vă rugăm. Total 76 de puncte. 76 de puncte.